Bună, drăguții mei, ne auzim destul de târziu. Eu ieri am filmat, doar că nu am strâns material destul încât să postez. Stați să dau și un pic luminozitatea mai mare la telefon, gata. Deci, ne auzim destul de târziu, sunt obosită, însă vreau să vorbesc un pic cu voi pentru că n-am vorbit. Sunt cu pregătirile. Sunt aici, mi-am făcut panoul unde vom face poze, însă de acolo de sus mi-au căzut două baloane, am să le lipesc eu din nou. Și este circ, trebuie să strâng tot, însă voi strânge mâine, voi face curat aici mâine. La bucătărie am făcut ieri. Ieri am terminat tot, mobilă de curățat, absolut tot ce ține de curățenie. Am zis în living să mă apuc să fac decorul, pentru că sigur miercuri nu voi avea timp și voi fi pe mare fugă. Și ce-i drept, mi-a luat destul de mult timp ca să așez totul, pentru că întâi am stat să mă gândesc cum le așez, în ce mod, unde pun unul, unde pun acea șampanie, unde pun party, mă gândeam să-l pun acolo, însă am zis mai bine pun aici numele Carolinei. Deci am stat foarte mult la acest decor, însă mie îmi place cum a ieșit. A ieșit super. Și acum făceam pe aici pe sus, bine, nu acum, după ce am terminat decorul de pe perete, începusem eu să fac și pe aici pe sus câte ceva. Să pun niște franjuri, însă n-am apucat să termin pentru că a trebuit să o spăl pe cea mică. Și voi continua mâine. Mâine am să termin și cu franjurile acestea. Și totodată am să postez seara. N-am mai postat pentru că v-am zis, am fost destul de ocupată. Astăzi am fost și la țară la bunica mea pentru că i-a făcut pomana lui tataie de un an. Mi-a fost destul de greu să filmez astăzi, aveam de gând să filmez, însă n-am reușit, pentru că am avut foarte puțin timp. Și vreau în zilele următoare să-mi revin din nou la filmat. Sunt super obosită, însă am zis, hai să deschid camera și să vorbesc un pic cu voi. Pentru că sunt câteva zile de când n-am mai postat, cred că sunt vreo 5-6 zile. Hai, nu 6, cred că 5 sigur sunt. Da. Deci, acesta mi este decorul. Aici nu mă întrebați ce am pățit. M-am zgâriat în cădița Carolinei. Mă aplecasem și când m-am ridicat am dat cu capul de cădița ei. Și m-am zgâriat. Deci, noi ne vom auzi mâine, pentru că mâine mergem la Kaufland. Trebuie să cumpărăm tot ce avem nevoie pentru turtă, exceptând, cred că, roșiile, cred că le vom cumpăra mai aproape. Trebuie să mai luăm câte ceva pentru fetița nașilor, pentru că i-am cumpărat eu acum câteva zile din Pepco câte ceva. Și aș da pe la Daiman, Decathlon, nu cred că avem, cred că doar Daiman, cred că avem. Vreau să-mi cumpăr o pereche de Adidas. Am găsit ceva pe net, unii de la Nike, super drăguți, însă, nu, ba da, de la Nike, dar mărimea nu mi se potrivește, așa că mai bine dau pe aici, pe la magazinele astea, să văd dacă găsesc ceva să-mi placă. Dacă nu, am să mai caut, am să mai cutreier internetul și am să-mi aleg o pereche. Se vede că nu vorbesc coerent pentru că sunt obosită. Am 1000 de gânduri, dar le fac vraiște când vreau să vi le spun. Mâine mergem la Kaufland. Vreau să fac o prăjitură Fanta, pentru că luni este ziua unui prieten de-al nostru și m-a rugat să-i fac și lui o prăjitură pe care am mâncat-o de la mine la început
și i-a plăcut și m-a rugat să-i o fac din nou pentru ziua lui. Eu fac și am să fac niște gogoși pentru seara. Ce mai fac? Și curățenie în living, dar asta vom face mâine de dimineață împreună cu Carolina, pentru că Nicu vine de la muncă la 6 de dimineață și vom face împreună cu Carolina, să vedem cum ne descurcăm. Îmi va fi greu, dar ne vom descurca. Bun, cam asta este planul pentru mâine. Încă o dată îmi cer scuze că nu am mai reușit să filmez, însă și mie mi-a fost destul de greu. Este o perioadă destul de încărcată pentru mine și, sincer, nu prea am avut chef să mai aprind camera, pentru că știam că dacă aprind camera, trebuie să mă țin de filmat, ceea ce eu n-am reușit zilele astea. Am tot filmat, am tot filmat și dacă stau să vă arăt câte videoclipuri începusem pentru noi, pentru un nou vlog cu miile. Însă, pe niciunul nu l-am dus la sfârșit, însă pe acesta îl voi duce la sfârșit pentru că vine o perioadă frumoasă și vreau să o imortalizez. Deci, încă o dată vă zic, acela este decorul și aici am încercat eu să fac ceva, acolo au căzut două baloane, am să le pun eu la loc. Și aici se află toată debandada făcută de mine. Dar mâine am să fac curățenie. Carolina doarme acum, mă duc și eu lângă ea. Și ne auzim mâine. Nu știu, să mă duc, cred că mă duc să mă spăl pe cap repede până să se trezească. Sper să nu se mai trezească, dar fug repede și mă spăl și eu pe cap. Și ne auzim mâine. Vă pup! Bună dimineața, drăguții mei! Eu sunt la bucătărie. Mă vedeți cu părul așa pentru că aseară m-am spălat pe cap. De unde să încep? Că nici nu știu ce v-am spus aseară, nu am meditat. Este ora 7 și 20. Eu sunt la bucătărie. Vreau să mă apuc să termin în living. Și mai târziu v-am spus că o să mergem în Kaufland, Lidl, să cumpărăm tot ce avem nevoie pentru tortă. La bucătărie trebuie doar să dau cu mătura, pentru că aseară am spart un balon care avea și confeti în el și am cam luat pe picioare tot confetiul și l-am adus și la bucătărie. Cam atât am la bucătărie, însă trebuie să facem și prăjitură, v-am spus. Vreau pe seară să fac niște gogoși. De fapt, turte. Turte, da, turte. Și cam atât. Vedem ce reușim să mai facem astăzi. Eu oricum am să pun telefonul pe trepied ca să facem împreună. Și sper să îmi revin și eu, pentru că v-am spus că sunt obosită. Zilele astea am fost foarte obosită. Dar să sperăm că îmi revin. Bun, nu mai lungesc. Pap și eu puțin și apoi ne apucăm de treabă. Caro! Caro! Caro!
Uite-te, mă, tată, să lundează. Bun, noi acum am ajuns din Kaufland. Am făcut foarte multe cumpărături. Și vreau să încep întâi cu o sacoșică mai mică și apoi voi continua cu cele mai grele. Stați un pic să vă așez. Bun. Deci, nu vă mai mișcați. Deci, avem aici un brigat de piersică. Le pun și eu aici și după mine voi aranja. Avem un timbarc de cu ananas, un Pepsi și din nou un brigat cu piersică. Uiți! Deci, avem aici una cola, două dal de cola, un timbarc cu portocale, cu mere. Avem aici un borsec, oțet, aluminiu cu niște grisine, avem aici roșii, un 7-Day, avem aici și mai era unul, un 7-Day, dar mai este unul, un Airwick din acesta, abia aștept să încerc să văd cum miroase, am luat vreo 3 din acestea, vreau să văd cum miros toate 3, of cât de urât îmi stă părul aici, am lăcrimat la pădure, am ieșit și cu cea mică și bătea vântul și am tot lăcrimat. Hulala, budincă, ciocolată pentru prăjiturile pentru torta Carolinei, aici avem gelatină, napolitane, aici încă o napolitană, încă un corn, încă niște grisine, unul un pate din aceasta de pui. Voi avea nevoie pentru ouă, voi face și niște ouă umplute la aperitiv și îmi place să pun gălbenușul amestecat cu pate, este super bun, o să vedeți în momentul în care le voi face. Muștar, din nou napolitane, drojdie, cașcaval. Acest cașcaval a costat undeva la 63 de lei. Cred că îl voi pune în vitrină, nici de cum îl voi mânca. Mi se pare un preț exagerat pentru un cașcaval, dar în fine. Am luat casa bună pentru că vreau la fel să fac pentru aperitiv ca un fel de salată cu ciuperci, ceva, un sos cu care voi umple niște coșulețe. Încă nu m-am hotărât, dar am să fac sigur ceva cu ciuperci și cu smântână mică din această casa bună. Mi-am luat eu ceva vegan, mi s-a părut interesant, cu vanilie și nu știu unde mai scrie, dar mi s-a părut interesant, abia aștept să-l mănânc să văd cum este. Zahăr pudră, pastă de dinți, salam de vară, avem aici, opa, măsline care s-au turtit. Sperăm să ne ajungă. Mi-am luat eu niște iaurt cu ciocolată, cu mai multe chestii.
în el. Încă o napolitană praf de copt. Și asta mi s-a părut interesant pentru că este cu zahăr ars și mie îmi place mult crema de zahăr ars, așa că l-am luat și pe acesta. Mascarpone, încă o drojdie și încă un praf de copt. Să venim cu cea de-a treia pungă. Covrigei, ketchup dulce, încă un Airwick, abia aștept să le încerc, v-am zis, să văd cum miros. Am luat pentru toaletă un din acest, aici avem un garone, ulei, cașcaval, ăsta este și mai mare și mai, nu știu cum, și nu a costat atâta. Doamne, deci când am auzit 63 de lei un cașcaval. Dar în fine, asta e. Bun, aici încă un cașcaval. Alune. Am luat morcov pentru salată, eugenii. Măsline din nou. O prăjiturică cu rom. Aici am unt. Încă un Airwick. Aici avem ciupercuțele. Încă un salam de vară. Aici avem încă o prăjiturică cu rom. Zahăr. Încă un hulala. Încă un plic cu gelatină. Pate, fel de pui, am laptele și mai am o varză albă aici. Varză albă și trebuie să mai luăm una roșie. Din păcate, la Kaufland nu am găsit din aceea roșie, așa că va trebui să mă duc eu zilele astea în piață să cumpăr. Și cam astea ne-au fost cumpărăturile pentru turtă. Bag și eu totul la frigider. Și mă apuc, de fapt ne apucăm să frământăm pentru turte, pentru gogoși. Bau, haideți să facem turtele, am să vă apropii și eu mai mult și vorbim între timp. Bun, deci am pus aici aproape un kilogram de făină, încă n-am luat tot de pe masă, trebuie să pun zahărul în borcan. Da, deci am aici făina, vom pune drojdia, la care îmi trebuie un cuțitaș. Și vom mai adăuga încă o jumătate de pliculeț de drojdie, pentru că eu am mai mult de jumătate de kilogram de făină. Gata. Iar acum vom adăuga apă călduță. Sare imediat. Gata, am adăugat și puțină sare, acum vom frământa.
Bun, acum vom acoperi totul cu o folie alimentară. Vom acoperi cu două prosoape. Bun, deci am văzut că nu mi-am făcut ieșirea din vlog, așa că vreau să vă spun că eu am mai făcut curat la bucătărie, am strâns ce am făcut eu pe aici, vasele le-am spălat, am păpat și noi, am păpat gogoșile și acum merg să editez, vreau să mă pun în pat, să beau un suc și să ne uităm la Clanul. Așa că eu vă urez noapte bună și ne revedem mâine într-un nou vlog. Vă pup!